conducerea Muzeului Județean Satu Mare a reprezentat în cadrul unei conferințe de presă structurile de arhitecturi monumentale vechi de peste 605.000 de ani, descoperite la Moftinul Mare, în zona sondei de gaz. E greu de spus despre ceva, o așezare sau, știu, un cimitir sau așa, că e totul special față de altele. Pentru că îți trebuie să apreciezi dimensiunile și să ai niște informații. Totuși, de-a lungul timpului, pentru diferite situri s-a putut stabili că erau centre, că erau mai importante decât alte așezări de lângă ele. Și ele ar putea fi niște centre de diferite tipuri, adică au ceva special față de așezările din jur. Fie că sunt centre politice unde stă un șef și o elită care controlează, fie sunt centre religioase, fie centre economice, fie toate împreună. Ei, la Moftin avem o astfel de situație și acesta este cel mai vechi practic despre care se poate spune așa ceva. La acest sit arheologic lucrează arheologii Norbert Noli, Ciprian Antoloș și Cristian Virag. Deși au fost descoperiți în 2016 de adevărata importanță a sitului și au dat seama muzeografii abia după luna noiembrie a anului trecut, când au făcut alte săpături de salvare, precum și de scanare geomagnetică. Aici o comparăm cu alte câteva așezări de genul ăsta, nu sunt foarte multe, în care au fost descoperite și aceste structuri interesante. Vedeți aici vreo 5 centuri concentrice. O să vedeți ce înseamnă ele, practic șanțuri și palisade. Așa, totul trebuie să vă închipuiți că este cam vreo 4 hectare. Aceste cercuri sunt străbătute de niște drumuri care au fost lăsate atunci când s-au săpat șanțurile. O să vedeți că șanțurile sunt imense, deci undeva 7-8 metri înălțime, 4 metri adâncime, deci erau chiar greu de trecut. Și în jurul la acest mare obiectiv, care sigur astfel de... anticipez un pic și spunem că, și vă spun că totuși este vorba despre o construcție cu caracter cultic, astfel de structuri nu apar în orice așezare, deci sunt destul de rare. Așezarea neolitică de la Moftinul Mare este cel mai vechi centru regional din zona de nord-vest a României. Constructorii săi au depus un efort colosal pentru a înălța ca centru religios un axis mundi pe 6 hectare, care timp de mai multe secole a realizat legătura între lumea terestră și lumea divină. În momentul ăsta avem, cunoaștem aici la apropiere, trei astfel de descoperiri, deci Moftinul, da? La Bolga mai este una foarte bine construită și pe Barcău la peretelul lui Forum. Deci a fost destul de aproape de frontiera cu România. Nu trebuie să țin vorba. Ce au toate aceste puncte? Ce astfel de construcții mai apar în restul Europei și în alte puncte așa dispersate prin Germania, prin Slovacia, Cehia. Ce au aceste puncte importante? Aici vă hartă un pic să vede mai rău, dar pe observatoarea. Poate sunt în zone de baburi de trecere. Deci la Port de Aștiți, acolo trece autostrada aia 3. Un întâmplător trece pe acolo, că tot timpul a fost un vechium în zona pe care traversa zona mlăștinoasă a Tisei. Tisa, având foarte multe lacuri și foarte multe voi care se varsă în ea, era greu de trecut, numai în anumite zone se putea trece la Borga, la Tocoi, însă cele puncte în care se trece Tisa. Aici, la Barcău, tot așa este, o zonă prin care se poate ajunge spre Borga sau spre alte direcții, că și Barcău este o zonă foarte măștinoasă. Și aceeași situație avem și la Moftin, pentru că de aici începea mlaștina Eger. În jurul structurii apărată de șanțuri concentrice există și o așezare cu o suprafață uriașă de peste 90 de hectare. Aici sunt mii de structuri realizate de mâna omului,
precum sunt casele, grupuri de provizii, mormintele și ofrandele. Cele mai recente cercetări, cele din decembrie 2020, care se adaugă celor din 2016, au permis cercetarea a 170 de structuri din cele câteva mii. Astfel, arheologii au scos la suprafață un bogat material arheologic constând în ceramică, unelte și arme. Aici aveți câteva aspecte din mormintele descoperite în 2016. Foarte important în aceste morminte, toate aceste morminte au depuse ofrandă de vase și materiale lichide, respectiv topoare și piese litice cioplite. În morminte, aceste morminte sunt orientate piese explicate pe depuse în piese de morminte folgate pe partea stângă sau dreaptă, puse care de caracterul sexului al morminte. Ce trebuie specificat aici la aceste materiale cioplite, după cum vedeți, este un material lichid care nu se găsește în această zonă, este un material lichid de import. Ceea ce iar ne indică importanța așezării, pentru că reprezintă o venită în către căle de comunicație. Prin urmare, o să vedeți mai încolo, avem materiale litice care se duc din zona Balcanilor, din zona Prutului și avem materialul de tip obsidian care sunt din zona Slovaciei. Da? Este un centru cultural care are legături comerciale cu toate cele trei orizonturi. În locuințele de mari dimensiuni locuiau familii extinse sau chiar mai multe familii. De asemenea, se crede că centrul megastructurilor circulare a fost o zonă non-rezidențială. Practic, ceramica rituală și numeroasele fragmente de statui arată că zona centrală a fost scena pentru desfășurarea unor acțiuni având caracter ritual. Impresionantele sisteme de fortificații concentrice ridicate în jurul locului ritualic au fost concepute tocmai pentru a sublinia sacralitatea sa.